pentru un termen mediu. Care este gândirea APIMAR pentru acest sector? Păi, APIMAR trebuie să fie mai mult în sprijin, adică deja să continuăm să lățim familie, deci am lăsit număr de aderent, avem noi membri care au venit, mici sau mari, deci nu suntem, deci trebuie să fim o familie puternică. Astăzi reprezentăm aproximativ între 75 și 85% din piața de utilaj. Avem încă niște actori pe piața care nu sunt membri și chiar le invit să vină la noi, și scopul nostru este să încercăm să mecanizăm această țară. Numai două cifre: 175.000 de tractori parcu în România. Piața acum este în jurul de 1500, însemna că va trebui să așteptăm 150 de ani ca să înlocuim tot parcul. Sper, pentru că nu voi trăi până la vârsta aceasta, sper că vom accelera un pic la toate nivelele, și acesta este scopul APIMAR, să accelerăm ca să modernizăm această agricultură. Domnule președinte, este momentul să vorbim despre piața de utilaje agricole în România. Cum s-a prezentat, de exemplu, anul trecut, care este până acum tendința anul acesta, și cum credeți că se va termina în 2011 pentru piața de utilaje agricole? Anul trecut a fost un an, am fi zis, 2010 este un an de creștere, după 2 ani, adică între 2008 și 2010 piața a scăzut cu aproximativ 25%, am ajuns la o piață de 1100-1200 de tractori importat. Anul acesta vedem în APIMAR, în asociație, o creștere a pieței, care se va situa în jurul de 1500-1600 de unitate. Ce e de remarcat este că tendința este să fie din ce în ce mai puțin mașini care sunt cumpărate prin subvențiile, și mai mult prin, am fi zis, accesare de credit, fără fonduri. Ce este bine, într-un fel. Ce nu este bine este că, din păcate, sunt mulți bani care sunt pus pe masa din Uniunea Europeană și care nu sunt folosiți. Vă dau un exemplu: 2008-2009, aproximativ s-a pus în joc pe măsură 121, ca să fim precis, 400 de milioane de euro, și s-a folosit, s-a cheltuit, ca să spun așa, numai 32% din aceste bani. Însemna că sunt aproximativ încă vreo 300 de milioane care sunt încă în aer, adică care nu sunt folosiți. Și acesta, ca să spun eu, dacă aș fi o performanță... Am zis, FEADER, oameni, fermieri, au vrut să accesez și bani sunt blocați. Dar bani sunt blocați de ce? Nu din cauza că băncile, pentru că acesta este tema astăzi, nu că băncile nu vor. Băncile nu vor, adevărat, dar nu vor pentru că programul sau dosarul care a fost depus și care nu s-a realizat timp de 2 ani, conform legea, nu s-a realizat pentru că nu era viabil din punct de vedere băncile. În legătură cu creditare, am încercat să avem o logică destul de simplă, în sensul că fermierul, când vine, deja ne spune ce proiect are, cum este ferma, cum este organizat. A doua pasuri, odată când știm exact cum este organizat, ce tip de cereal, cum sunt culturile, după aia facem o definiție a echipament care are nevoie, necesar de echipament, și după, în același timp, pregătim dosar de finanțare, în care pregătim un business plan, ca să spun așa, al fermierului, și în funcție de
fermier, dacă este nou, dacă este, are experiență sau nu, depinde de marimea dosarul. Avem un departament de creditare care studiază dosar și în funcție de acesta avem mai mulți parteneri în care putem să depunem dosarul și în care putem într-un termen depinde de valoarea dosarului, de complexitate, dar într-un termen de 3 zile până la 7 zile avem un răspuns definitiv. Ce care, din păcate, nu putem să avem la băncile care sunt în rețea pentru un moment, da? Și care tocmai ministerul sau administrație public, da, spune mergeți la băncile acestea pentru că ei vor face acesta. Da, dar mulțumesc, durez 2 luni sau 3 luni. Între timp a trecut, suntem deja în sfârșitul mai, da? Și peste 2 luni, mulțumesc, dar pentru combina, de exemplu, nu mai am nevoie. Tot în completarea părții acestea financiare, există IFN-uri care puteau să ajute financiar beneficiarii. Tot din schimbarea jocurilor pe programele pe PNDR, IFN-urile nu mai pot da acea scrisoare de confort, da, care până acum ajutau fermierii. Da. Există o soluție în afara acestui, să spunem, poate un impas temporar. Ce s-a întâmplat cu IFN este un pic, ca să spun un proverb român, este un pic capra vecinului. Deci a mers foarte bine, am găsit niște soluții. Noi la IPSO am fost primii care am adus niște parteneri financiari aici în România, sub forma de IFN. În spate sunt niște băncile din nivel european care... nici băncile care sunt în România nu sunt la nivelul acesta, sunt niște filiale, da? S-a reintrodus scrisoare de confort care au fost emis și de IFN, valabil unde IFN este autorizat să emite acest gen de scrisoare. Singura chestie este s-a tăiat. De ce? Pentru că poate, încă nu știm exact, ci nu știm motiv. Acesta este problema și paradoxul. Da? Nu știm motiv de ce s-a scos. Și acum spune, numai băncile au, adică scrisorile de confort care sunt emis de băncile, da? Sunt recunoscut și acceptat de ADPRP. Este ceva care... am fi zis, ne tăiam, aveam un picior, eram cu 2 picioare și mi-am tras deja un glonț în primul picior. Știind că IFN, de exemplu, la nivelul APIMAR, da, și la nivel de, știm, am vorbit de piața, aproximativ 80% din utilaje agricol care au fost finanțat în România sunt finanțat de IFN. Și ce facem? Cine suferă în primul rând? Este fermierul.